Nicolae Petroci, mă scuzați, dar așa-i miros aici, nu mai ne putem duce mai încolo. Nu, am să încercăm să-i ducem, să filmăm, să vedem că au trecut 50 de zile de când am venit aici și am dat, materialul a fost publicat pe internet, este pus, înțelegi, a fost înștiințată ecologie din Iedniță, ecologie de la Chișinău, a fost interesant, asta în... informat, înțelegi, că în Trinca este o, poate fi o epidemie mai mare decât este și de asta, fiindcă... Ia uitați-vă, cioarele cum strâng de la gunoi și te duc în sat. O cioară și mai gospodari. Da, duci acasă, o cioară duci acasă, dar noi iată vedem așa și unii deodată de zeci de ori se public. Avem складuri cu pâine, avem fermă care este, oile care sunt aici, 3-4 firme de oi sunt, nu știu câte aici, tăte aici, mărg pe aici. Ele dau producție, producția asta unde se duce, tot la noi o mâncăm, înțelegi, iazul de pește e 5 metri, dar nici 5 metri n-are de la gunoiște, domnul. Ieșiți, înțelegi, că nu s-a întâlnit o epidemie mai mare și la noi aici, și cu epidemie și de acolo. Dar spre asta mergem, ce vă pare? Mergem spre asta și trecem, dar în trecut, înțelegi, și trecem printre așa greutăți, dar nu putem face acasă nimica. Primarul este numai luat de rost. Dar cine-am sculat dintr-un pat că-am trecut la tu? Ce faci că acasă n-are unde să ții mașinile în ograd, ia că ținut aici. O ținut groi de vară și o ținut bar pe teritoriul spitalului. Și el și-i consilier am în primărie. Acesta ce-a cu mașina? Aici chiar cu mașina. De la tăia 770. Da, ia că. Teritoriul spitalului și-a de cu mașina. Și nu poți să pui un grad la dânsă care o gradă. Iazul până când vedem că e curat, dar dacă se înșepe ceva niște ploi, niște mânti, iazul este mândărit toate zoile de aici, toate mărgă în iaz, toate duc pe părău, părău o duce în Dragiște, Dragiștea se duce în Prut, în România, noi bem apă, domnule, ia și apă bem, apă curată nu bem, nu avem de unii. Când se vor lua măsurile cu primarul de la Trinca? Aflăm la Curjăuț. Am văzut așa o stradă frumoasă, îngrijită și m-am oprit chiar să văd cine-i stăpânul. Am vrut să spun încă că în Curjăuț nu tare am văzut cu mască. Măcar că din Franța mai mulți acolo vin încoace sau invers, dar fiți atenți, curjăuțenilor. Să mai adaug de pe marci. Bun au. M-am întâlnit vreo săptămână în urmă la Breceni, un om solid, nu degeaba 100% l-au votat toți sătenii.
говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Феденька, и хорошо бы дичь. Сделаем.